S-a scris mult și s-a discutat și mai mult în ultima perioadă despre alegerile interne ale Partidului Național Liberal. Multe discuții aprinse chiar și în interiorul partidului, la nivel județean, acolo unde unele relații au cam început să scârție sau nici nu mai există. Județul a fost împărțit în două tabere, unii care au ales să-l susțină pe actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, la nivel central, iar alții care îl susțin pe premierul țării, Florin Câțu. Dacă până nu de mult Vetuța Stănescu susținea că îl va sprijini pe Orban, acum a luat o altă decizie, cea de a fi alături de Florin Câțu. Fiind o persoană echilibrată, am considerat că este util pentru echipa din care fac parte, pentru filiala pe care o conduc, să vorbesc mai puțin și să-mi ascult mai mult colegii. Este extrem de dificil să alegi între Ludovic Orban și Florin Câțu. Îi cunosc foarte bine pe amândoi, le știu capacitatea de muncă, loialitatea față de oameni, dorința de inovare și reformă, patriotismul de care dau dovadă și perspectivele fiecăruia dintre ei. Dar, fiind o persoană cu mult simț al responsabilității, consider că un politician trebuie să facă alegeri și să le însușească până la capăt. Asumarea deciziei este foarte importantă pentru traiectoria omului politic. Cred cu tărie că România are nevoie de schimbări fundamentale la nivelul modului în care se face politică, la nivelul administrației centrale, practic este nevoie de o reformă totală. Omul care a reușit să construiască o formidabilă echipă în jurul său și în jurul acestui deziderat este Florin Câțu, a declarat Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara și deputat liberal. Vetuța Stănescu a mai precizat că se alătură cu mândrie acestei echipe și își asumă alături de colegii săi liberali că vor face performanță în administrație, vor fi mereu alături de oameni și vor construi un viitor mai bun pentru România.